Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la România la zi, acolo unde discutăm astăzi despre una dintre prezențele constante în peisajul audiovizualului din vestul României, o prezență reconfortantă, tocmai prin tonul necombativ, nebeligerant, echilibrat, așa cum suntem foarte rar obișnuiți de la o instituție de presă românească să se comporte. E vorba de un post de radio, un post de radio care își are cartierul general în județul Arad, dar care are subsidiare deja și pe alte continente sau este în curs de pregătirea unor subsidiare și pe alte continente, în orice caz colaborări pe alte continente are. Alt FM sărbătorește, iată, 13 ani de activitate radio, iar directorul general al acestui post, domnul Gheorghe Drăgan, 20 de ani de activitate radio, directorul de programe, 18 ani. Vorbim, iată, despre o echipă sudată, o echipă experimentată, care nu cred că mai surprinde pe nimeni că este capabilă de rezultate bune, de rezultate chiar spectaculoase în acest peisaj mediatic tulbure românesc. Vorbim astăzi cu invitații care țin stindardul, steagul acestui post de radio. Înainte de toate este vorba de domnul Gheorghe Drăgan, directorul general al postului. Bună seara și bine ați venit în studioul 2 al VSTV Regional. Mulțumesc. Cu doamna Diana Miclea, realizator de emisiuni. Bună seara. Bună seara, bine v-am găsit. Și cu domnul Gavril Gabi Ijac, director de programe. Bună seara. Bună seara. Domnule Drăgan, noi am mai avut privilegiul să avem multe discuții de-a lungul timpului. Dumneavoastră sunteți o personalitate bine cunoscută în media, nu numai arădeană, dar și din vestul României, din România chiar, chiar și din Ungaria, unde, iată, aveți o intrare foarte bună. Și nu a contenit să mă surprindă vitalitatea, energia noastră, faptul că aveți această încredere în instituția de presă pe care ați reușit să o clădiți și că în fiecare an construiți, depuneți câte o cărămidă la temelia ei, încercați să o dezvoltați. Sunteți de 20 de ani în branșă, în breaslă. Rugămintea mea este să faceți o scurtă recapitulare și prin această recapitulare să ajungem și la acești 13 ani ai postului de radio Alt FM. Da, în primul rând salut și eu telespectatorii postului de televiziune VSTV și prietenilor pe care i-am aici și parte dintre ei și colegi de-a cursul timpului. Într-adevăr, activitatea radio am început-o cu 20 de ani în urmă la Radio Arad. Am fost solicitat de către un prieten să preiau și să coordonez activitatea radioului Arad și atunci a fost o condiție ca în fiecare zi să avem cel puțin 2 ore de programe spirituale la radio. Această propunere a fost acceptată și am început în noiembrie 1995. Cum trece timpul, da. Și am început o activitate frumoasă la timpul respectiv, încununată și cu succese, cu satisfacții. Și activitatea aceasta am continuat-o până în 2000, da. Și pe urmă am început un nou proiect, un proiect mai mare, Radio CNM, pe care l-am început după plecarea de acolo. Timp de 2 ani am lucrat la acest proiect, iar în 2012 am început emisia pe Radio CNM atunci, iar actualmente pe Radio Alt FM. Cum se alege numele unui post de radio, domnule Drăgan? De ce CNM, de ce Alt FM? Radio CNM a avut un slogan atunci, ce ne motivează. CNM, ce ne motivează. Evanghelia Domnului Iisus Hristos, pentru că noi suntem un post de radio interconfesional, interetnic și un post de radio independent care satisface cerințele publicului. Publicul este de partea noastră și ne bucurăm să avem atâția ascultători la postul de radio.
Iar și susținerea acestui post de radio este tot de public. Iar Alt.FM, cum s-a ajuns la Alte, Alt.FM? da, în 2009, datorită faptului că frecvența 1602 atunci, pe unde medii, nu era recepționată foarte bine, în oraș, în speță, avea o bătaie în mediul rural mai bună, am solicitat schimbarea acestei frecvențe să acoperim în mediul urban. Și așa, în 2009, am început activitatea cu o nouă frecvență 102 FM și cu un nou brand, Alt FM. Luăm Un atitudine, alt fel de radio, un nu? alt fel de Așa cum vreau radio. să spun că VSTV se revendică o altfel de televiziune. Corect. Suntem altceva față de ce există pe piața media din zona noastră. Pot să spun că Aradul este un oraș privilegiat având acest post de radio, pentru că suntem un promotor al activităților culturale, educaționale, morale și spirituale. Și contribuim cu picul nostru la binele cetății Arad, în Haideți să-l primul rând. întrebăm pe domnul Ijac, în calitate de director de programe, cum este construită grila Alt.FM, prin ce se deosebește Alt.FM de alte posturi de radio? Eu sunt mai nou director de programe, dar sunt implicat în activitatea radioului, așa cum a spus și dumneavoastră, de 18 ani. La început o colaborare așa mai timidă cu Radio Arad, prin câteva mesaje și intervenții pe care le-am avut, iar apoi un colaborator permanent cu CNM și Alt.FM. Vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră legat de grila de programe, Alt.FM este un post de radio care încearcă, prin programele pe care le transmite, să cuprindă o paletă cât mai largă de ascultători. Asta înseamnă că îi avem în atenția noastră și pe copii, generația tânără, îi avem pe cei adulți și, bineînțeles, și pe cei mai în vârstă. Apoi, tematica ce este abordată la postul de radio Alt.FM este iarăși diversă, nefiind doar emisiuni pur spirituale, ci sunt fiind și emisiuni culturale, dar trecute prin filtrul a ceea ce înseamnă Scriptură Cuvântului Dumnezeu. Cam asta ar fi, să zic așa, în linii mari, vorbindu-se sau prezentându-se programele, grila de programe. Emitem 24 de ore din 24 și în fiecare zi sunt emisiuni pe care le realizează postul de radio Alt.FM și, așa cum spuneam, se adresează unui spectru cât mai larg de ascultători. Bun, acest ecumenism, în ce fel se regăsește în programele dumneavoastră? Aproape toate denominațiile neoprotestante au o participare în cadrul postului de radio Alt.FM. Se regăsesc emisiuni realizate de către credincioși care aparțin bisericii pentecostale, baptiste, adventiste, oastea Reformate. Domnului, chiar reformați maghiari, avem emisiuni etnice, comunitatea romilor are o emisiune, comunitatea maghiară are emisiune. Și asta cred că spune de la sine cam ce își dorește, ce urmărește postul de radio Da, Alt.FM. domnul Drăgan, de ce era nevoie de un astfel de post de radio? Adică vedem, ascultăm posturile tradiționale de radio și ascultăm, auzim că ponderea cea mai mare o are muzica, eventual câteva calupuri de informații, câteva calupuri de știri. În afară de Radio România Actualități, producțiile proprii lipsesc cu desăvârșire. Pe alte posturi de radio nu sunt interviuri, nu sunt reportaje, nu sunt anchete. Se pune foarte mare accent doar pe partea aceasta de entertainment, de distracție. Vedeți și titlul postului de radio altfel. Deci am dorit să fim o altfel de media. Nu suntem cu tematice politice și de altă natură. Suntem un post care adresăm publicului și un public larg, așa cum spunea și Gabi, și am avut în vedere, în primul rând, creșterea copiilor de mici, a tineretului, a părinților și a bunicilor. Asta ne-a motivat să dezvoltăm
pe această palieră programele, încât să acoperim toate aceste zone. Avem o nișă sigură, o nișă care cuprind tot ascultătorii de la mic la mare, și nișa este pe lumea creștină. Vedeți, posturile de radio, de televiziune laice au mai puține ore de programe spirituale. Am considerat că este nevoie de una, să fie una, 24 de ore din 24, pentru că avem și foarte multe reacții ascultătorilor la acest post de radio. Adică oameni care au fost în pragul sinuciderii, aici au găsit o rezolvare. Oameni consumatori de droguri, consumatori de alte lucruri care sunt în detrimentul lor, a oamenilor, aici s-au regăsit, în alte medii nu s-au găsit. Deci ne-am gândit ca să venim în sprijinul oamenilor, ascultătorilor, prin aceste programe pe care Gabi le-a spus. Pot să spun una dintre emisiuni foarte importante, Descătușat. Este o emisiune care oameni din lumea aceasta care v-am spus-o, a consumatorilor de droguri, băuturi, jocuri de noroc și așa mai departe, s-au transformat prin contact cu postul de radio, cu biserica, s-au transformat și au devenit oameni schimbați, oameni noi, oameni care au devenit utili societății. Nu vă mai spun că avem în penitenciarul de maximă siguranță de Arad o celulă în care oamenii s-au transformat și au devenit creștini practicanți și oameni care... Prin intermediul unde dumneavoastră, motivați de dumneavoastră, da. Apropo de ce ne motivează. Da, deci sunt mărturile lor, au ascultat, radio pătrunde în locuri unde biserica și societatea pătrunde mai greu, unde a pătruns la ei în celulă și s-a schimbat o persoană, două, trei, o celulă. Oameni care au stagii vechi acolo, 10-20 de ani de pușcărie, acești oameni de detenție, acești oameni au fost transformați și lucrăm cu ei. Avem un proiect pe care îl punem un accent foarte mare pe el. Oamenii când ies de acolo, radio se ocupă de ei, îi monitorizează, îi încadrează în societate, le creează un loc de muncă, le creează o locuință unde să stea. Deci sunt lucruri foarte pozitive și practice pe care le facem. Bun, vă voi întreba de ce tocmai la Arad, cartierul general al unui astfel de post de radio. Noi avem un post de televiziune care emite în 22 de județe ale țării și înțelegem care sunt dificultățile unui astfel de demers media care e pe undeva la periferia României din punct de vedere al capitalei, da, al celor care trăiesc în București și ne consideră provincial. Noi sigur că din potrivă avem o părere foarte bună despre noi și poate mai puțin bună despre cei din București, dar sunt niște greutăți când ești atât de departe de capitală, nici nu ești perceput așa cum ți-ai dori poate să fii. Pe de altă parte și costurile sunt de o altă natură. Dar voi reveni asupra acestui aspect. Aș vrea să o întreb pe Diana Miclea. Ce anume îi convinge pe telespectatori de formare profesională, pe ascultătorii radio să rămână fidel frecvenței pe care dumneavoastră emiteți? Cum ați reușit de pildă, așa cum spune domnul Drăgan, să schimbați destinul, să schimbați convingerile și viața unor oameni aflați în situații limită. Fie că discutăm despre dependență de anumite substanțe, de anumite obiceiuri, fie că discutăm despre oameni privați de libertate. În opinia mea, Radio Alt FM este o alternativă la celelalte posturi de radio. Cred că le arătăm că ne pasă. Că ne pasă de situația în care se află, ne pasă că poate că unii dintre ei ne ascultă din penitenciarul de maximă siguranță din Arad. Avem multe mărturii în sensul acesta. Ne sună și ne spun: cum v-ați gândit să mă amintiți și pe mine, un simplu deținut, în salutul dumneavoastră de dimineață? Am salutat, așa cum o fac în fiecare dimineață, bună dimineața, dragi ascultători, oriunde ați fi, fie că vă aflați la
la volanul mașinii, fie că vă aflați în gospodărie, vă salutăm, ne pasă de voi și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Odată am spus și îi salutăm pe prietenii noștri din penitenciar și foarte, foarte repede am primit și feedback. M-au sunat din puținii cenți pe care i-au, puținele minute pe care le-au la dispoziție să dea telefoane la familie, l-am sunat pe noi în redacție și ne-am mulțumit că ne pasă de ei, că ne gândim la ei, chiar dacă n-am făcut-o într-un sens material, ci doar pentru simplu fapt că sunt acolo. Ei se simt mai aproape de cei dragi ascultându-ne, simt că au o șansă după ce își vor ispăși pedeapsa și se vor reintegra în societate. Ne gândim și la bolnavii care nu pot să meargă poate într-o biserică sau nu pot să se socializeze într-un alt fel. Faptul că ne aud, că suntem la capul paturilor lor, este o încurajare atât pentru ei cât și pentru noi. Ne bucurăm să putem să facem ceva pentru societatea în care trăim, să fim aproape de ascultătorii noștri, să ne implicăm în cazurile sociale care pot să fie rezolvate împreună cu noi. Cum se manifestă la alte feme acest jurnalism participativ? Pentru că eu cred că trebuie să trecem dincolo de micul ecran sau dincolo de microfonul radioului, dacă vreți, dincolo de monitorul calculatorului sau de foaia de hârtie pe care scriem câteva impresii și să ne implicăm la modul concret, la modul real, în felul în care evoluează lucrurile în jurul nostru. Cum se întâmplă asta cu echipa redacțională de la alte feme? Ce faceți, dacă vreți, în afara studioului, pentru promovarea acestui mesaj, pentru promovarea acestor idei pe care dumneavoastră le susțineți? Microfonul este o unealtă foarte bună pentru noi și foarte folositoare. Atunci când observăm sau când luăm cunoștință de anumite cazuri sociale care au nevoie de ajutor din partea noastră, încercăm să le venim în întâmpinare prin mesaje către ascultător, prin mesaje care cer implicarea lor materială sau de o altă natură și nu de puține ori am primit la radio în redacția Alt FM, domnul director știe și la fel domnul director de programe, oamenii străzii care au auzit la un moment dat programele noastre, au auzit că le vorbeam cu blândețe, cu bunătate și au crezut că pot să aibă un ajutor din partea noastră. Nu întotdeauna pormoneul meu este plin sau al domnului Drăgan. Dar atunci când am putut să facem ceva pentru cei din jurul nostru, am făcut o donație, am făcut poate un apel caritabil către ascultătorii noștri, am făcut campanii de ajutorare și dorim să facem acest lucru în continuare pentru că doar așa putem să arătăm că ne pasă și nu doar prin vorbe. Că vorbe pot să vină din multe guri, dar faptele cred că fac diferența. Domnul Drăgan, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, referitoare la caracterul participativ al jurnalismului, iată, cu caracter, cu specific creștin. Da, postul de radio fiind creștin, care promovează cultura, educația și spiritualitatea, contribuie la bunul mers a societății și a cetății noastre, Arad în special. Vedeți, am participat zilele trecute la lansarea proiectului Arad Capitală Culturală Europeană 2021. Radio Alt FM este parte integrantă din acest proiect. Prin ceea ce facem la radio și emisiunile care sunt pe specific educative pentru publicul ascultător, sunt foarte importante pentru a spune și altora, asemenilor tăi, că se poate mai bine. Prin ceea ce facem, așa cum spunea și Diana și Gabi, contribuim la binele acestor oameni. Îi aducem dintr-un mediu, îi ducem în altul, într-un mediu mai curat, mai un aer mai nepoluat, proaspăt. Domnul Jacques, în ce măsură aceste solicitări, aceste doleanțe, pretenții, așteptări ale radioascultătorilor dictează agenda postului dumneavoastră de radio din punct de vedere editorial? În cea mai mare măsură, pentru că avem nevoie de publicul ascultător. Ceea ce vreau să mai subliniez legat de ceea ce ziceau colegii mei,
Multe din emisiunile pe care noi le realizăm sunt emisiuni în direct. Ascultătorul poate să sune, poate să intervină și poate să vorbească direct cu realizatorii. Asta este foarte important. Adică nu vorbesc, nu e un monolog, ci este un dialog. Aproape fiecare emisiune, cred că în fiecare zi, dacă stau bine să mă gândesc, avem câte o emisiune în care cei doi realizatori sau realizatorul emisiunii este acolo, comunică cu ascultătorii. Sunt emisiuni, eu cel puțin am emisiunea de marți seara, unde ești omul împreună cu colegul meu, cu Miron Popan. Facem această emisiune de la începutul postului de radio CNM, Alt FM. Au fost momente în care efectiv nici nu am putut să ne desfășurăm emisiunea, pentru că am avut atâtea telefoane în direct. Asta este important pentru oameni, că pot să spună oful lor, nevoia lor, așteptarea lor. Nu-i auzim doar noi doi cei care suntem acolo, ci aud miile de arădeni. Și asta este un lucru bun. De aceea poate Alt FM este altceva decât alte posturi de radio. Apoi are și o acțiune care avem foarte importantă și asta este de impact. Nu ne-am, eu știu, limitat doar la a sta într-un studio, ci suntem redactori care ieșim în mijlocul oamenilor. Mergem în biserici. De exemplu, duminica din data de 15, am avut o ieșire în Biserica Baptistă din cartierul din Șega, Biserica Baptistă Șega, în care toată echipa Alt FM a fost acolo. Oamenii au putut să-i vadă pe cei pe care doar până atunci i-au auzit la microfon. Dar ce înseamnă toată echipa Alt FM? Înseamnă toți cei care sunt implicați. Cât sunt implicați? Cât din biserică s-au umplut cu echipa Alt FM? Undeva la 30 și aproape 40 de persoane. Ce o infrastructură de resurse umane serioase. Serioasă, da. Și au fost prezenți acolo, oamenii au văzut, sunt emisiuni. Acum, de exemplu, copiii și-au văzut, să zic, cu ghilimele de rigoare, idolii lor, oameni care doar i-au auzit până atunci. Și asta pentru ei este foarte important, această interacțiune cu publicul. La să care doar că noi suntem de altă religie, dar fiica mea a crescut cu poveștile de la CNM, cred că era pe vremea respectivă, în fiecare seară câte o poveste interesantă, câte o poveste drăguță. Da, și asta de fapt este Alt FM. Asta este Alt FM și asta cred că ne-a dat și o stabilitate și o dinamică. Deci am crescut de la 10 ore, da? Atunci când am început, de la 10 ore, la 24 de ore din 24 și sunt oameni care ne ascultă. Eu, de exemplu, am feedback-ul următor. Oameni în vârstă, care poate nu mai pot dormi, au problemele lor. Seara ascultă Alt FM și zice, domnule, am ascultat o predică, am ascultat o cântare. Mult mai bine a trecut parcă seara, chiar dacă n-am putut să închid un ochi, dar ascultând postul de radio. Spunea Diana de oameni bolnavi. Eu sunt și slujitor într-o biserică și vizitez familiile care aparțin bisericii noastre și nu numai, acolo unde sunt solicitat. În momentul în care intru într-o familie, vă spun sincer că încep să plângă și spun, dacă n-ar fi radio-ul, nu știu ce s-ar întâmpla, la biserică nu mai pot să vin de zeci de ani de zile, am problemele care le-am de sănătate, dar pentru mine radio-ul este mângâierea sufletului meu. Bun, același feedback îl avem și noi cu slujbele pe care le transmitem, da. Slujba ortodoxă și slujba romano-catolică în fiecare duminică la VSTV regional, chiar în direct. Domnule Drăgan, vă întrebam, dar apoi am făcut o paranteză și acum revin, despre misiunea pe care dumneavoastră v-ați asumat-o de a înființa și de a conduce un post de radio în provincie, un post de radio regional, pentru că atâta timp cât emiteți pe unde medii, postul de radio nu se prinde doar la nivelul municipiului Arad. E o misiune dificilă asta, e o misiune care va duce satisfacții, eu știu, morale, financiare, va duce glorie. Sigur că trăim într-o societate pragmatică, mercantilă, în care oamenii sunt foarte des tentați să se întrebe, domnule bun, ce are de câștigat omul acesta, ce a urmărit omul acesta cu acest demers de care, iată, ține cu dinții de 13 ani. Radio Alt FM este o viziune, este un proiect și foarte multă muncă. Așa cum o știți și voi, colegii de la televiziune, în spatele imaginii și a microfonului stau foarte mulți oameni care contribuie la bunul mers acestui post de radio. Într-adevăr, a fost o viziune pe care am primit-o și pe care am împlinit-o printr-un proiect radio și nu am rămas numai la stadiul, să zic așa, Aradului. Am ținut cont de ascultători, de viziunile lor și chiar la solicitările lor ne-am extins. Noi astăzi nu suntem numai în Arad, avem în Hunedoara o frecvență care
funcționează de luni, din 16 martie, 24 de ore din 24. Alt FM, Hunedoara. Deci ne-am extins de la Arad la Hunedoara. Acolo avem un program cu tematică pentru copii și punem un accent foarte mare pe copii și pe tineri, pentru că ei sunt viitorul și dorim să-i pregătim. Avem rezultate foarte bune în rândul copiilor. Prin emisiunile care le asculta și fetița dumneavoastră și parte din copiii care ascultă aceste emisiuni și prin modelele care le văd și le ascultă, astăzi foarte mulți dintre ei sunt jurnaliști la televiziuni naționale, alții sunt studenți la jurnalism la Moody, la o instituție de jurnalism foarte puternică în Chicago. Sunt studenți și pot să spun aici cu onoare că fetița producătorul nostru de la radio, care este o steluță a lui Isus din emisiunile de seară pentru copii, a intrat cu 10 la medicină. Prima, pe medicină la Timișoara. Sunt lucruri care se învață de mic. Învață-l pe copil de mic căile Domnului, pentru că atunci când va fi mare, nu va uita de ele. Și prin educația care le-o dăm, prin contribuția noastră cu picul nostru, cred că contribuim la creșterea educației, a culturii, societății în care trăim. Avem acțiuni și sociale, așa cum spuneau și colegii mei, acțiuni sociale, și pot să vă spun două experiențe pe care le-am avut în decursul istoriei la radio. O familie tânără era în pragul divorțului. Într-o seară veneau, de unde veneau, certuri și întâmplător au deschis radio ca să le acoperă gălăgia care o făceau. Și unda s-a oprit pe 102. Au ascultat radio, au avut o întâlnire cu Dumnezeu, s-au pus pe genunchi amândoi, s-au cerut iertare unul altuia și astăzi sunt într-o biserică, membri într-o biserică practicantă. Este un lucru foarte mare pe care l-am câștigat cu această familie, dar câte familii și câte persoane sunt. Mă oprește o persoană pe stradă și îmi spune: domnule, zice, da, nu unde mă cunoașteți, da, am auzit la radio de dumneavoastră. Zice, vă pun o întrebare, dumneavoastră sunteți conștient? Și când a spus conștient, mă așteptam la ceva rău. Zice, sunteți conștient cât bine faceți cetății noastre, Aradului și nouă, cât bine ne faceți? Și toate lucrurile acestea ne împing în față, ne dau un imbold, un impuls să mergem înainte cu programele astea. Și nu în ultimul rând la cei care sunt privați de a merge la o biserică și de a se deplasa în societate. Ei, venim în sprijinul lor 24 de ore din 24. Reacțiile sunt foarte pozitive. Diana, cât timp îți petreci în studioul Alt FM? În redacție îmi petrec în jur de 8 ore, dar în studio în care vorbesc sunt 3 ore pe zi, de luni până vineri. Cum se pregătește o emisiune radio de 3 ore pe zi? La fel cum se pregătesc celelalte emisiuni. Dacă am interviuri în ziua respectivă, îmi pregătesc cu grijă întrebările, mă documentez despre ce voi prezenta, despre invitații pe care i-am. Dacă a venit în cale un caz care mi-a atras atenția, mă documentez și despre el și încerc să-l prezint cât mai clar și cât mai aproape de adevăr ascultătorilor. Pregătirea e aceeași ca pentru orice jurnalist. Bun, hai să vorbim puțin despre structura emisiunii de dimineață, da? De la Alt FM, 3 ore în fiecare dimineață, de luni până vineri, nu? Dacă nu mă înșel. Da. Să luăm o emisiune de luni. Care e desfășurătorul? Desfășurătorul este... La ce oră începe înainte de toate? La ora 7 dimineața. La ora 7 până la ora 10 este programul matinal. Ca și la celelalte posturi radio, există multă muzică cu orientare creștină în mare parte, atât în română cât și în engleză. Mergem spre diversitate și lingvistică.
Suntem există tributar globalizării, nu? Da. Sigur. Există un salut de început, există informații despre meteo, există un calup de publicitate, există știri, există articole care mi-au atras atenția și care aș crede că e potrivit ca ascultătorii să le cunoască și alte informații care vin poate pe parcurs. În media trebuie să fii spontan, iar dacă o informație îți apare în timp ce realizezi emisiunea, atunci trebuie să fii în stare să o transmiți mai departe, fie că vorbim despre trafic, fie că vorbim despre vreme sau alte evenimente care se pot întâlni. Domnule Drăgan, o curiozitate personală, vă limitați numai la radio sau vă gândiți să faceți pasul mai departe, să desăvârșiți această paletă audiovizuală? Da, este o întrebare bună. Noi dorim să ne dezvoltăm, nu rămânem la radio. Dorim să acoperim și partea de jurnalism și scris online. Online, da. Online. Și dorim să avem un alt jurnal, în fiecare zi să avem un editorial scris de unul dintre cei care lucrează la radio. Personalități, avem foarte buni oameni și pregătiți chiar și la presa scrisă și în fiecare zi să fie un editorial. Aceste editoriale vor intra în arhivă și cineva, dacă vrea să le vadă, le poate citi ăsta. Vom avea 7 editoriale pe săptămână. Pe linia radio, normal că cele trei stații radio, o spun și pe a treia acum, Timișoara, care este în construcție, vor avea fiecare intrare pe programe pe site-ul nostru, vor putea fi urmărite fiecare în parte. Grilele diferă, Aradu are o grilă, pune doar o altă grilă, Timișoara va avea o grilă asemănătoare cu Aradu. Începând de când veți porni la Timișoara, să dăm și această informație? Timișoara, suntem la începutul acestui proiect. Eu plec o perioadă de aici, o lună voi lipsi, pentru a dezvolta, din punct de vedere material, acest proiect. Și cu siguranță anul acesta, până la sfârșitul anului, trebuie să funcționeze. Nu întâmplător, această licență a fost obținută 21 noiembrie, de ziua mea de naștere, și aș dori că tot de ziua mea de naștere să funcționeze această stație. Bun, la mulți ani să aveți putere să realizați ce v-ați propus. Am înțeles că postul dumneavoastră de radio, și acest demers media, nu este doar național. Și ne-am întrerupt firul cu televiziunea. Normal că dorim și o televiziune online, al treilea canal pe site-ul nostru. Pot să vă spun că suntem foarte accesați, avem peste 2500 de accesări zilnic pe site, până la 7000, și suntem foarte bucuroși să avem un public așa de numeros și pe site, fără să subestimez sau să neglijez pe cei care ne ascultă direct în eter, care sunt foarte mulți. Da, vă întrebam și de extinderea acestui post de radio, pentru că eu am informații că priviți spre Ungaria, că nici continentul african nu este prea departe, deci, pentru dumneavoastră. Proiectul nostru este un Arad altfel, o Românie altfel și o Europa altfel. Și suntem interesați de orice posibilitate de a emite și în alte părți. Am făcut demersuri, avem un demers pentru Ungaria, sperăm să obținem și acolo o frecvență, să începem activitatea și acolo. Și nu vă spun că am mai discutat-o proiectul Africa. Deci, în Africa avem pregătite toate echipamentele, am făcut și o probă tehnică de la A la Z cu toate echipamentele, funcționează și în cursul săptămânii acesteia le vom trimite acolo, avem o frecvență, se va numi
Life Alt FM 88,5 în capitala Bangui, Republica Centro-Africana, fosta Republică Zaire, o colonie franceză. Programele acolo vor fi în limba franceză și în limba lor băștinașă, pentru că ei vorbesc. Da. Și nu vă ascund că acolo capitala este pe graniță cu Republica Congo și vom intra și în Republica Congo 100 de kilometri. Deci stația asta va bate 100 de kilometri de capitală. Este o stație puternică și vom acoperi foarte mulți ascultători. Capitala are aproximativ 1 milion de locuitori și bineînțeles că pe jumătate sunt și cei care vor fi cuprinși de raza acestei frecvențe. Sunt vești excelente pentru Arad, sunt vești excelente pentru România și pentru comunitatea noastră de ascultători. Până la urmă, este un demers fără precedent pentru presa națională. Nu știu dacă există presă confesională care să se fi dezvoltat în ritmul acesta, dar presă strict care să aibă, să corespundă funcțiilor mass media, eu nu cred că a mai avut o astfel de inițiativă, o astfel de îndrăzneală, o astfel de ieșire internațională. Da, avem un proiect început și în Statele Unite. Am înființat Radio Alt FM Ministry acolo, care lucrează deja de un an de zile și ne ocupăm de educația copiilor, a adolescenților și nu numai și cei mai mari, prin înființarea acestor studiouri locale în cadrul comunității, pe lângă biserici. Pentru că oamenii în diaspora se adună întotdeauna la biserică. Acolo este locul de întâlnire a lor, unde spun unii altora ultimele noutăți, nu? Exact. Și este interesant că dorim ca acești copii, învățând limba română, să mai ținem spiritul românesc și cultura românească acolo, pentru că deja parte dintre ei nu mai știu să vorbească limba română. Noi le venim în sprijin și îi învățăm prin jurnalist, prin activitatea care o facem, și gramatică și tot ce facem, să ducem spiritul românesc și acolo. Da, eu vă felicit pentru ceea ce faceți, pentru că pe undeva viziunile noastre legate de prestația presei și de funcțiile presei, de rolul pe care trebuie să și-l asume presa, sunt identice, seamănă în orice caz foarte mult între ele. Am constatat și o pauperizare extraordinară a ceea ce înseamnă peisaj mediatic, fie că vorbim despre presă scrisă, fie că vorbim despre presă audiovizuală. După părerea mea, omul care ia în mână un ziar trebuie să poată consacra acelui ziar câteva ore din timpul lui, dacă își dorește lucrul acesta, nu pur și simplu să-l frunzărească, să vadă 4 fotografii mari pe 6 pagini și să îl pună ziarul la o parte, așa cum un post de radio nu trebuie să însemne numai muzică, numai informație facilă, numai desuet, și cum nicio televiziune nu trebuie să însemne doar scandal, doar ridicol, doar cancan, doar penibil. Mă bucur că aveți un astfel de demers și că, iată, există o congruență până la urmă între instituții media arădene, chiar dacă ele sunt pe un alt profil, dar care fiecare pe palierul său își propune să facă un serviciu pentru comunitate. Iar acest serviciu pentru comunitate este înainte de toate ridicarea calității morale și intelectuale a celor pe care accesează și nu furnizarea unor informații desuete, de natură mai degrabă să încurce modul de gândire al telespectatorilor, al radioascultătorilor, decât să le aducă lămuriri suplimentare. Domnule Ijac, ce înseamnă, cât este de challenging, de provocator pentru un director de programe, iată, să fie adecvat unui astfel de plan de management? Da, eu vă spuneam că mai de curând sunt director de programe la Alt FM, de aceea acum încerc să mă familiarizez cu ceea ce înseamnă această responsabilitate.
Mi-am dat seama în momentul în care am vorbit cu directorul general. Eu îmi cer scuze că vă întreb, încercați, dar vedeți care este ritmul în presă. Da, este un alert. Trebuie să te familiarizezi în 2-3 săptămâni. De felul meu sunt un om de acțiune. Eu cred că voi reuși cât se poate de repede să mă pliez pe situație și să-mi dau seama cam ceea ce se așteaptă și cât de implicat va trebui să fiu. Atât în ceea ce privește Alt-FM-ul din Arad, apoi celelalte două stații din România, plus ceea ce se va deschide în Africa. Vreau să vă spun că, de fapt, proiectul Africa a plecat dintr-una din emisiunile pe care le realizez eu și de aceea trebuie să fac față, mai ales că a plecat de la noi această provocare, în primul rând pentru noi și pentru cei de acolo. Și demersul, așa cum vă spunea și domnul director, deja demersurile sunt aproape finalizate și probabil în scurtă vreme Alt-FM va fi în Africa pentru africani. Un lucru pe care aș vrea să-l subliniez, dacă îmi permiteți, legat de activitatea noastră, pentru că vorbim de Alt-FM. Alt-FM este adevărat într-o oarecare măsură un post confesional sau interconfesional, având în vedere că cei care sunt acolo implicați, emisiunile sunt legate de evanghelici. Dar nu ne-am propus ca și grup țintă doar evanghelicii sau neoprotestanții. Eu cred că Alt-FM a depășit de mult barierele confesionale, ci este un post al arădenilor. Și arădenii nu sunt numai pentecostali, baptiști, ci arădenii sunt și de alte confesiuni și tocmai de aceea Alt-FM este un post care e atât de iubit de arădeni și asta vă spun experiență proprie. Mă întâlnesc cu oameni pe stradă care nu m-au auzit niciodată, m-au auzit vorbind și m-au și întrebat, nu cumva ești Gabi Ija că te ascult la Alt-FM. Ba da, și e un om care îmi dau seama că nu aparține comunităților noastre, fie că e cu țigara în gură și nu. Și zice, vă ascult în permanență. Nu e vorba de mine, mă ascultă pe mine, ci ascultă postul. Zice, ascult Radio Alt-FM. Nu aparțin bisericilor voastre, dar îmi place foarte mult. Îmi place muzica, îmi dă și chiar câteva nume de emisiuni pe care le ascultă. Și vă spun sincer, mai degrabă în calitate de colaborator, dincolo de director, mai degrabă în calitate de colaborator, inima mea este încălzită pentru faptul că ne-am împlinit misiunea. Vorbeam de misiunea. Care e misiunea postului de Radio Alt-FM? Asta este misiunea. Să atingem cât mai mulți arădeni și cuvântul lui Dumnezeu să ajungă în viața lor, să ajungă în casele lor, în instituții și credem că se poate schimba ceva în această societate. Există un echilibru, hai să o întreb și pe Diana Nicla, există un echilibru între acest mesaj de promovare al cuvântului Dumnezeu, cum spune domnul Ijac, și conținutul, restul conținutului editorial, adică se simte o strădanie de a asigura, dacă vreți, această balanță corectă pentru un ascultător care nu este evanghelic, nu este neoprotestant? Bineînțeles că ne străduim să facem lucrul acesta, ca oamenii să simtă că nu suntem o comunitate închisă și că ceea ce promovăm se referă doar la niște grupuri țintă, cum ați menționat, și că omul este în viziunea noastră, indiferent de culoare, indiferent de apartenență religioasă, politică sau așa mai departe. Dorim prin mesajele pe care le transmitem să se observe lucrurile acestea, să se observe că nu vrem să facem nici doctrină, nici nu știu, o chemare ca oamenii să vină în bisericile noastre și să fie membri acolo, ci chemarea noastră este la o viață frumoasă, o viață de bun simț, o viață morală, care să aducă participare activă în comunitatea în care trăim, să ne facem o viață mai bună atâta cât o avem pe pământ. Domnule Drăgan, există o relație cauză-efect între funcționarea postului de radio Alt-FM și anterior CNM la Arad și faptul că Aradul este o capitală oficială, neoficială a neoprotestantismului în România? Vedeți, de multe ori la aniversările noastre eu spuneam, suntem un răspuns a rugăciunilor predecesorilor noștri, iar noi astăzi suntem beneficiarii acestor rugăciuni care s-au îndreptat înainte de 89 și mă aduc aminte foarte mulți oameni cu ținută înaltă în orașul nostru se rugau ca Dumnezeu să deschidă oportunitatea vestirii cuvântului lui Dumnezeu pe calea undelor la radio, la televiziune, în săl de sport
și așa mai departe. Și iată-ne, noi astăzi suntem beneficiarii răspunsului rugăciunilor lor. Și o facem cu mare plăcere. Îmi amintesc că eram mai tânăr, eu am o vârstă acum, înainte de 89, microbul a intrat radio, ascultând Radio Europa Liberă. Acolo era un program săptămânal creștin și ne rugam să fie și la noi, în România, o stație radio unde să promovăm 24 de ore, 9 ore. Era un glas îndrumătorului creștin în Paris care transmitea. Era Transol Radio prin Ibra, Ecuador, pe unde scurte. Eu sunt un om tehnic aici în emisiunea asta. Colegii mei sunt pe linie teologică și redacțională. Tot. Dar împreună ne socotim teologi până la urmă și este un lucru foarte bun și foarte frumos. Vedeți, proiectul ăsta a început cu foarte mult timp înainte, dar revoluția din decembrie 89 ne-a dus la toți un drept, dreptul la exprimare. Uitați-vă, ne putem exprima și noi, și Vest TV, și alte medii în țara noastră. Este un bun câștigat pe care trebuie să-l prețuim, să nu-l neglijăm și să fim uniți în acest demers pe care l-am obținut până la urmă. Domnul Drăgan, dar în aceeași măsură cred că trebuie să ne gândim că unui drept câștigat îi incumbă și obligații și acest drept la liberă exprimare trebuie să fie asociat cu o responsabilitate teribilă a celor care îl dețin, pentru că, iată, mesajele care ajung în eter sau care ajung în, nu știu, pe micile ecrane, de foarte multe ori sunt mesaje de-a dreptul nocive, sunt mesaje care instigă la dezbinare, care instigă la scandal, instigă la violență și care nu ajută cu nimic nici societatea română în ansamblul ei, dar nici individul la mod particular. Le spuneam colegilor mei de multe ori că avem o mare responsabilitate și le spun de fapt la toate întâlnirile noastre, vedeți că avem o mare responsabilitate. Ne jucăm până la urmă cu sufletele oamenilor și trebuie să îi îndrumăm în așa fel încât acești oameni să fie transformați și utili societății și a comunității în care trăiesc. Nu întâmplător Dumnezeu ne-a așezat pe noi în această cetate frumoasă, care o zic eu Arad, care doresc să progreseze și să fie tot mai frumoasă și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Noi suntem administratori pentru o vreme, suntem jurnaliști pentru o vreme, după noi vor veni alții. Generația de mâine, cum o pregătim? Cu, exact așa cum spuneați dumneavoastră, cu tot felul de lucruri negative pe care le vedem toată ziua la și presa scrisă. Cultivând un sindrom al lumii rele, e un mare semn de întrebare acesta. Da. Domnule Drăgan, ultima întrebare, pentru că suntem pe final de emisiune și colega mea, Diana, știe ce înseamnă să te preseze timpul. Vreau să vă întreb, apropo de faptul că Aradul și-a propus să candideze pentru titlul de capitală europeană a culturii, cum se poate implica și dacă își dorește să se implice postul de Radio Alt FM în susținerea acestui proiect? Deci mai avem încă un slogan pe care trebuie să-l spun. Schimbarea în bine începe cu mine. Și al doilea asemenea lui, credincioșia este piatra de temelie a caracterului. Noi trebuie să, prin activitățile care le facem și le vom face împreună cu siguranță, cu Vest TV și cu ceilalți oameni implicați în acest proiect minunat pe care îl consider Arad Capitală Culturală 2021, fiecare dintre noi să contribuim cu ceva, un plus. Faptul că orașul meu este mai frumos și că eu sunt implicat în frumusețarea acestui oraș, sau faptul că lucrăm la o televiziune care promovează ordine, curățenie, social și o cultură, poate și politică până la urmă, toate acestea contribuie la acest proiect minunat pe care l-ați promovat. Da, o să avem emisiuni săptămânale și ori de câte ori sunt nevoie la radio pe tema acestui proiect și cred că vom crea o stare de spirit necesară în acestei dorințe de a avansa. Da, deci trebuie să pornească de undeva și cred că de la individ trebuie să plece.
Eu trebuie să mă schimb, să contribui la cel din stânga, din dreapta mea, la vecinul meu, în fața casei mele, să fie iarba tunsă, să fie curat, un pom frumos, verdeață, ozonare. Deci, și în lumea spirituală la fel. Oamenii trebuie să vadă în noi ceva ca să se schimbe și ei. Și împreună să contribuim la schimbarea acestei cetăți, a oamenilor din cetate. Corect. Vă mulțumesc frumos pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Felicitări și pentru evenimentul pe care l-ați organizat duminică la Biserica de pe strada Scărișoarei. Și nu pot să vă spun decât la mai mare, să vedem alte femei, să-l ascultăm alte femei în cât mai multe orașe în drumul nostru din țară și, sigur, de ce nu și din străinătate. Domnule Drăgan, doamna Miclea, domnule Ijac, încă o dată mulțumiri și succes pentru viitor în tot ceea ce faceți. Doamne și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine seara la ora 20 la România la zi. Până atunci, rămâneți cu bine!